Mai țineți minte că în urmă cu ceva vreme ne-am jucat un joc în care trebuia să faci cel mai ciudat sandwich posibil și să-i dai cuiva să mănânce și la final vedeai reacția persoanei respective? Ei bine, de data aceasta s-a făcut un mare update și am zis că merită să revizităm acest joc. Sandwich cu caracatiță, oh my god, asta e o scârboșenie totală, dar am mâncat caracatița aia. Nu știu dacă voi ați mâncat vreodată caracatiță, eu nu am mâncat, dar mi se pare destul de scârbos. Acum na, fiecare cu ce-i place, dar... Bineînțeles, înainte să continuăm, vreau ca fiecare dintre voi să apese pe butonașul de like rapid, rapid de tot. Deci fiți atenți, aveți 3 secunde la dispoziție să apăsați pe butonașul de like. Număr până la 3, ia să vedem. 1, 2, 3 și like. Sper că ați apăsat acolo pe butonașul de like și de data asta îi vom face un sandwich cu răhăței. Fiți atenți la faza asta, pentru că nu-i pun cașcavalul ăsta, îi pun răhățelul ăsta cu niște ou, ok. Perfect. Și luăm și răhățelul ăsta la de aici. Sunt foarte curios să văd dacă o să-i placă, pentru că e triplu răhățel. Așa se numește sandwich-ul ăsta dacă te duci să ți-l comanzi, triplu răhățel. Păi de capul meu, uite ce față a făcut. I-a dat o stea doar. Dar până la urmă trecem mai departe, pentru că în jocul ăsta poți să faci și sandwich-uri nasoale și tot să treci mai departe. O chestie pe care au adăugat acum în joc și nu era e faptul că poți să-ți faci să-ți iei skin-uri. De exemplu, cu ce chestie ai strâns tu nivelul respectiv, te duci și, uite, de exemplu, el vrea 8 bucăți de cașcaval. Îi dai 8 bucăți de cașcaval și poți să-ți iei skin-ul respectiv. Și așa o să arate caracterul tău în joc după asta. Faza este că fiecare are nevoie de câte ceva. De exemplu, el are nevoie de 30 de bucăți de roșii. El are nevoie de o grămadă de sushi. Ia uitați-l și pe ăsta ce tare e. Dar momentan nu am toate astea disponibile și răhăței văd că nu își doresc. Așa că pentru moment vom juca nivelul 19 și oh my god, sandwich full de răhățele îi fac. Fiți atenți. Oh my god. Și cu cașcaval și cu cașcaval. Și vrem să fie și picant, bineînțeles. Și punem și niște de-astea. Așa. Nu! Bă, m-am lovit de poarta asta, trebuie să nimerești exact acel punct. Nu e nicio problemă pentru că facem sandwich-ul la loc. Ce credeți voi, că eu nu-i fac sandwich-ul cu răhăței? Mă țin de promisiune. Trebuie să nimerești punctul ăla ca să deschidă poarta. Deci să ne dăm mai așa. A deschis poarta. Mamă, cât de mare e sandwich-ul ăsta și majoritatea sunt de astea picante. Uitați-vă puțin. Ok, cred că o să facă urât rău de tot. Fai, a venit rău. I-a venit rău și a zis că e teribil. Ei bine, după cum ziceam, în jocul ăsta chiar dacă nu-i place sandwich-ul, tot treci mai departe. Dar ideea e că dacă tu faci rost de chestii bune, de exemplu friptură, sushi, carne, ou, după asta te poți duce să le dai acolo și să-ți iei skin-uri. Chestii care nu era până acum în joc și mi se pare foarte tare. Am prins și un răhățel, dar nu-i nicio problemă că ăsta mănâncă de toate. Mănâncă de toate chiar dacă nu-i place. Ia uite, o stea mi-a dat aici. Bun, îi dăm așa, luăm niște bănuți. Și hai să vedem dacă putem să luăm un skin nou cu ce am făcut noi rost. De exemplu, eu aș putea să cumpăr niște d-astea cu banii pe care i-am. Și să vedem dacă o să ne ajungă pentru un skin. Pentru că poți să te folosești și de banii ăștia pe care i-ai strâns. Și de exemplu, el are nevoie de 8 de-astea de salată. Ia să vedem dacă avem 8 bucăți de salată. Nu știu dacă avem, dar... aparent am avut și dăm change. Și acum o să-l avem pe ăsta în jocul nostru. Perfect. Hai să vedem dacă îi place ce-i dăm noi aici de mâncare. O să-i dau și niște șosete putrezite în sandwich. Și un pește vechi, vechi de tot. Doamne, ce... Doamne, ferește așa ceva. N-ai mâncat așa ceva, dar... caracterul nostru din joc mănâncă absolut orice îi dăm. Ia uitați-vă și arată diferit. Din nou i s-a făcut rău de tot. Și aici dacă vedeți îi dă și un nume. Spicy Special Lettuce Tomato Garbage. Doamne ferește ce nume i-a dat. Deci practic sandwich de gunoi. Cine ar mânca sandwich de gunoi? Ok, aici pot să-i dau doar răhățel. Sunt curios dacă îi dau doar răhățel. Sandwich full doar de răhățel. Dacă o să trecem mai departe, s-ar putea să dai fail la asta, știi? Nu sunt sigur dacă dai fail sau nu, dar încercăm acum. Deci ăsta e doar de răhăței, da? Uitați-vă câți răhăței am pus. Deci uitați-vă câți... Mamă, cum miroase! Uitați-vă! Doamne ferește ce am mâncat! Special Poop Sandwich!
Dar aparent, da, mergi mai departe chiar și dacă faci chestia asta. Asta mi se pare foarte interesant. Și bineînțeles, dacă o să mergem la shop, nu o să putem să cumpărăm nimic, doar cu răței. Dar hai să încercăm de data asta să-i facem un sandwich pe bune, gen super mega delicios, fără răhăței de data aceasta. Și să încercăm să ne ducem după asta să cumpărăm ceva de pe shop cu friptura asta și cu bucățile astea de burger. Ia, s-a plăcut, s-a plăcut. 3 stele, bă, cred și eu, arăta chiar destul de bine, n-am ce să comentez. Și hai să mergem pe shop. Cine vrea niște friptură? E careva care, uite, ăsta vrea niște bucăți de cărniță. Nu am foarte multe. Cine vrea friptură? Ăsta vrea roșii. Ok. Îi dăm niște roșii. Câte am? O să putem să facem rost de mai multe pe viitor. Dar e careva, uite, ea vrea niște friptură, dar destul de multă friptură. Ăsta vrea, uite, o să-i dau ăsta. Ăsta vrea doar friptură și ardei. Mamă, cât? 30 de bucăți de ardei, o grămadă. A, și poți să vinzi aici ce nu... Ia fiți atenți, că primești bani. Ok, asta e interesant. O să... Cred că o să vindem de acum de fiecare dată, pentru că nu se știe. Până la urmă, poate ajută. Bă, mi-a căzut roșia. Ok, nu-i problemă. Niște șosete putrezite. Trebuie să le punem și pe astea, bineînțeles. Ia să vedem noi pește, șosetă de asta putrezită. Sunt curios astea cu cât se vor vinde. Chiar nu știu. Bineînțeles că nu-i place, că era logică. Cine ar mânca șosete putrezite și să-i placă? Nimeni, vă zic eu cine, nimeni. Mergem la shop și hai să vedem, că sunt foarte curios. A, deci primești 10 pe orice, indiferent ce e. Adică chiar și șosete putrezite, orice cumperi, orice iei de aici, poți să dai cu 10. Și după asta te poți duce aici și să cumperi ce ai nevoie. De exemplu, dacă eu aș vrea skinul ăsta, avem nevoie de friptură. Friptura, mamă, stai așa. A, ba nu, e la fel, e același preț. Și mai te duci și cumperi friptură. Nu știu câte bucăți o să intre, dar cred că s-ar putea să avem deja pentru skinul ăsta. Ia. Ia să vedem câte va mânca băiatul ăsta. 5, perfect, și avem noul skin. Mamă, cât de multe chestii sunt aici. Ok, dacă nu facem acum cel mai mare sandwich din istoria sandwich-urilor, fiți atenți la mine aici de nu îl fac. O, cel mai mare. Cel mai mare sandwich vreau să-l facem. Hopa, hopa, hopa. Pe ce trebuie să trecem ca să apară ardeii. Verde, verde, deschide. Bun. Ok, fiți atenți cât de mare e. Nici nu se mai vede partea de jos. Trebuie doar să intuiești așa cam unde ar fi. Dar, mamă, i-a luat foc gura. Doar 2 stele. Pentru că probabil era prea picant pentru el. Dar, nu e nicio problemă. Pentru că trecem la următorul. Dar, având în vedere că avem atât de multe chestii, avem ardei mult. Și ardeiul, el își dorește ardei, el își dorește roșii. Ia. Avem suficiente roșii? Avem suficiente roșii și îi dăm 5. Deja avem skin nou. Și vom merge pentru ardei. Asta vrea 30 ardei, asta vrea 30. Hai să vedem dacă mai era... Era ăsta de aici care vrea tot așa 30. Ăsta... Bun, avem la ăsta deja făcute câteva. Mai să-i dăm la ăsta dacă e. Că avem o grămadă de ardei, avem și salată. Și acum restul de ardei dăm la ăsta. Ia de aici, băiete, mănânc aici ardei și avem și friptură chiar. Vedeți, e mișto că după fiecare nivel poți să dai toate chestiile astea și ce nu folosești le vinzi. Chestii care nu era până acum în joc, știi? Până acum pur și simplu te jucai nivelul, treceai mai departe, dar nu era mare chestie, știi? Acum e mai complex pentru că trebuie să dai toată mâncarea asta să mănânce ăștia și ăștia sunt practic skinuri. Și da, e mișto. Mie personal îmi place ideea. Și astea nu o să le folosesc acum, așa că le vând. Și hai să vedem noul skin. A, uite, de data asta avem și foc. Dacă nimerești focul, te va face praf din prima, deci ar trebui să... Uite, exact ce ziceam. Ce e chestia aia? Asta e ceva nou. Pare ca și cum ar fi o pălărie mirositoare, dar... Nu știu, miroase pălăria urât. Nu știu ce este, dar... A, deci n-ai voie. Eu am crezut că trebuie să colectezi și asta, dar aparent nu, n-ai voie să ia asta sub nicio formă. Ok, bine de știut, că pe viitor nu o să mai mergem spre ele.
Dar ar fi fost tare dacă le-am fi putut pune. Și la pietre cred că e aceeași chestie, n-ai voie să te atingi de ele. Am făcut un sandwich destul de urât, mirositor. Nu prea îi place, dar asta e viața. Ăsta e sandwich-ul. Nu e chiar ce a comandat el probabil, dar trecem mai departe. Nu o să stau la fiecare de ăsta la shop, pentru că vreau să și avansăm în nivel. Suntem deja la nivelul 27. Nu mai știu în episodul anterior la ce nivel am ajuns, dar parcă n-am trecut de 17, nu mai știu exact. Dar ce știu eu e că jocul ăsta a primit un update foarte mare. Adică până acum, frate, nu aveai toate chestiile astea, nu puteai să... Adică nu, și parcă se repetau aceleași nivele simple. Pe când acum e mult, mult mai complex. Chestiile pe care trebuie să le faci, chestiile pe care trebuie să le eviți și cam cât de mare se poate face sandwich-ul. Faza este că, din ce am văzut, poți să ajungi în jocul ăsta și la un nivel gen 100, 200, 300 și acolo chiar îți faci un sandwich gigant. Dar uitați-vă cât de greu e aici. Efectiv trebuie să treci prin toate pietrele astea. Și dacă faci așa foarte, foarte într-o parte și în alta, poți să pici cu tot cu sandwich în apă. Deci trebuie să avem grijă. Uitați-vă cum se face sandwich-ul ăsta. Doamne, mă mir că nu pică. Pică un șarpe, iau tot. Dar foarte mult ardei. Ia să vedem dacă îți place. I-a plăcut. Nota 10 pentru noi, 3 stele. În momentul în care îți dă 3 stele, înseamnă că i-a plăcut foarte mult. Și acum, având în vedere că avem astea, hai să mergem totuși la shop și să vedem dacă putem să mai umplem aici. Pentru că avem ardei. Vrem acest skin și vrem să-i dăm și lui niște ardei și niște roșii. Fiți atenți că avem și roșii. Perfect. Bă, dar am văzut acum în dreapta acolo niște skin-uri de alea șmechere rău de tot. Trebuie să ne uităm. Trebuie să ne uităm să vedem despre ce e vorba. Ia uite-le. Mamă, cum arată astea. Dar n-am avocado. De unde iau avocado oare? Cred că trebuie să-l cumperi de aici și destul de scump. Fai de capul meu. Hai să încercăm să facem și aici. Dacă o să vă placă acest episod, dacă se strâng multe like-uri la el, multe comentarii pozitive și toate astea, vă promit că mai facem episoade și o să încercăm să luăm skin-urile astea, skin-ul de bronz, de gold, de platinum și să vedem de unde facem rost de avocado. Să vindem astea. Ce mai avem aici? O să vindem și... A, uite mă, avocado e de aici. A, și pur și simplu te duci și îl cumperi așa. Asta e destul de simplu, dar bine, trebuie să ai banii necesari ca să poți face chestia asta. Dar hai să ne umplem cât putem. Să mergem să le ducem pasta și pe aia mergem la nivelul următor. Da, păi clar vreau să-mi iau și skin-urile astea, că sunt șmechere rău de tot, uitați-vă și voi. Dar ai nevoie de 75 per fiecare bucată. Deci asta, la asta o să mai lucrăm pentru episoadele viitoare, pentru că o să doresc destul de mult. Dar una alta. Să încercăm să facem un sandwich foarte, foarte mare. Ok, cu multe șosete putrezite, cu mulți pești de ăștia vechi. Nu e foarte mare pentru că nu am avut ce să strâng nivel. Asta e faza, că depinde și de nivelul pe care îl joci. Dacă în nivelul respectiv nu ai ce să strângi, nu ai chestii pe hartă, n-ai cum să-ți faci sandwich-ul gigantic. Dar sunt și unele în care ai ce să strângi. Și acolo, da, poți să-ți faci un sandwich uriaș. Dar ține doar de noroc. Caracatiță, da, vrem caracatiță. Și vrem și... am vrut să pun și caracatița aia altă și n-am mai apucat. Faza e că mă joc de pe calculator, de pe emulator, practic. Și în momentul în care faci chestia asta, trebuie să te joci cu mouse-ul. Și nu e la fel ca și cum te juca cu deștiu pe tabletă sau pe telefon. E un piculeț mai ciudățel. Și atunci, de asta uneori o să vedeți că mai ratez unele chestii. Dar nu e problemă. Ok. Mamă, cât am strâns. Mamă, câte sunt aici? Albastru. No! Trebuie să nimerești albastru și fix într-o parte. Și nu îți dai seama decât când ajungi acolo. Bun. Albastru. Yes. Perfect. Ardei mulți. Foarte, foarte mulți. Îl facem picant. Ceea ce ne trebuie roșu. Să ținem minte chestia asta. Roșu. Bun. Ne-am descurcat. Dar vedeți că deja e nivelul 31 și începe să fie mult mai greu. Adică... Se vede că începe să devină mult mai dificil. Și cu ce am făcut rost aici, cred că o să fie perfect. Mergem la shop și ia să vedem. Dăm aici ce e nevoie.
vreau să-mi iau și skinul ăsta, dar vreau de asemenea să iau și skinuri de pe aici. Cine vrea cașcaval? Ăsta vrea cașcaval. Asta e interesant, dar nu am ardei de tipul ăsta, deci trebuie să avansăm în nivel ca să ajungem la acel caracter. Ăsta vrea doar cașcaval. Ok. Hai că poate reușim să ne luăm un skin nou. Am reușit, perfect. Cine vrea friptură de pe aici? Vrea cineva friptură? Tu vrei friptură? Cred că am suficientă friptură. Avem și niște ardei. Bă, nu e rău, nu e rău ce am făcut rost de data asta. Chiar super ok. Friptură am dat suficientă. Aici mai intră niște friptură. Te folosești de chestiile astea dacă vrei, dar dacă nu, nu te obligă nimeni. Poți să te duci mai departe, uite. Puteam să stau acum să le vând, dar pur și simplu am vrut să avansez în nivel. Asta ține strict de ce vrei tu să faci. Dar de data asta va fi un sandwich cu pește. Foarte, foarte mult pește, dar și pește vechi. Ceea ce, da, nu știu cine ar mânca așa ceva. Aparent această vrăjitoare ar mânca. Nici aceste vrăjitoare nu i-a plăcut foarte mult, dar asta este. Trecem la nivelul următor. Next. Ia să vedem noi ce ne așteaptă. E șmecheria că poți să te duci rapid dintr-o parte în alta și să le iei pe toate. Dar v-am explicat, jucându-mă de pe emulator, e un pic mai complicat să faci chestia asta. Dacă mă jucăm de pe telefon sau de pe tabletă, era un piculeț mai ușoară treaba. Dar asta e. Bun. Avem aici un sandwich de ostea. Nu știu, poate îți dă mai multe puncte în momentul în care faci sandwich-uri de 3 stele? Chiar nu știu ce să zic. Mamă, câte fripturi! Ok, și am văzut și foc foarte mult aici. Ok. Și asta o să fie un sandwich. Bine, poate să fie și cu ardei. Dar știi ce? Aș vrea să-l fac doar cu fripturi, dacă se poate. Sandwich-ul doar cu friptură. Nu știu că e chiar așa delicios să nu mai aibă nimic altceva în afară de friptură, adică, dar... Ia. Ce părere are? Un sandwich cu 7 miliarde de fripturi i-a plăcut. 3 stele? Nu, doar 2. Bă, asta e până la urmă, dar eu zic că totuși a fost destul de bun. Nu s-a plâns. Avem friptură. Cine își dorește friptură? Tu îți dorești friptură? Aș vrea să văd unele pe care aproape le-am terminat, dar nu prea mai văd pe aici foarte multe. Cred că m-aș duce... Da, trebuie să mă duc pe astea pe care le-am pe aici prin zonă. N-am friptură de genul ăla, am friptură de asta. Deci o să trebuie să le dăm aici. Suntem la nivelul 35. Sunt foarte curios unde o să primești ardei ăia noi. Pentru că pentru skinul ăla de Halloween, pe care îl vedeți în stânga, ai nevoie de friptură... Nu de friptură, de ardei special. Adică uitați-vă. Nu știu de unde le iau. Cred că trebuie să mai așteptăm. Nu prea avem de ales în momentul de față. Bun, ia și de aici. Ia și niște de-astea. Și o seata aia delicioasă cred că o să fie. Perfect. Și dăm să mănânce. Like. Sper că ați apăsat și voi acolo pe butonașul de like, pentru că am primit 3 stele aici. Fără probleme, avansăm mai departe. Bun. Și din ce am văzut, era și un magazin de skinuri pentru pâinea pe care o ai. De exemplu, dacă vrei să-ți iei un alt tip de pâine, poți să faci chestia asta, dar te costă 1000. Acum nu știu că merită neapărat să dai 1000 ca să schimbi tipul de pâine de la sandwich, dar ține de fiecare chestia asta. Poate o să strângem să facem și chestia asta. Mie îmi plac mai mult skinurile astea pe care le-am aici drept caractere, pentru că mi se pare că schimbă puțin dinamica jocului faptul că poți să ai un alt caracter care mănâncă sandwich-ul respectiv. Și e mișto. Chiar sunt curios să văd cum sunt skinurile alea VIP, să zic așa, alea gen gold și platinum și bronze. O să trebuiască să le dăm un loc și la alea, dar pe parcurs. Bun, caracatițe. Deci vreau să fie plin de caracatițe sandwich-ul ăsta. Să încerc să le iau pe toate. Man. Asta la cum se aud înseamnă că sunt nasoale, știi? Adică gen n-ar fi o idee bună să le iei. Nu! A picat o caracatiță, era prea mare sandwich-ul și n-am mai putut să meargă, dar da, nu-i place. V-am zis, nici mie nu merg, nu știu, adică știu că e o chestie de asta, o delicatesă să mănânci caracatiță, dar nu știu, frate, personal nu mi se pare ca și mânca. Înțelegeți voi la ce mă refer, adică nu
Nu mă văd mâncând, mâncând caracatis. Adică, acum nu știu, dacă voi ați mâncat, scrieți în comentarii să-mi spuneți cum e. Poate e foarte bună, frate, și doar mi se pare mie ciudat, dar nu știu. Scrieți acolo în comentarii ce ciudățenii de-astea ați mai mâncat voi. Adică, ca idee, mie nu-mi plac nici măcar scoicile sau... Nu știu, mi se... Nu știu. În general, toate astea... toate astea din apă nu prea îmi plac mie atât de mult, dar fiecare are gusturi diferite, corect? Corect. Bun, asta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să continuăm seria și să dăm loc la toate skinurile, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!